Instituită sub steaua nemuritoare a lui Eminescu, această zi importantă reprezintă punctul culminant în șirul de acțiuni prin care noi onorăm cultura în totalitatea expresiilor sale. Astăzi omagiem atât artiștii care și-au dedicat viața muzicii și dansului, literaturii și teatrului, artelor plastice și filmului, precum și persoanelor care se preocupă de domeniul culturii în întreaga lui complexitate. Ziua Culturii Naționale ne reamintește cine suntem. Gândurile, trăirile, credințele, visurile noastre și lumea noastră interioară au fost și sunt transcuse prin oamenii de talent ai acestei țări. Cultura este piatra de temelie ai societății și elementul de rezistență a acesteia în timp și spațiu. Prin dedicația cu care își desfășoară activitatea, oamenii de cultură contribuie la dăinuirea națiunii noastre și la apărarea idealilor culturale și naționale. Cultura românească nu înseamnă numai patrimoniu cultural, ci și cultura vie, care se naște sub ochii noștri în fiecare zi și care, din păcate, de multe ori nu o apreciem așa cum ar trebui. În mod firesc, vorbind despre cultura română, gândul ne poartă către marii săi creatori, Mihai Eminescu, Iorga, Eliade, Brâncuș, Grigorescu, Enescu, Nichita Stănescu, dar și spre oamenii de cultură careieni care au contribuit la îmbogățirea culturii naționale. Ștefan Ruha, Peter Coraciuni, Corneliu Bala, Otilia Marchiș, Fatio Rudov, Costa Carei, Dea Kendrepal, Francis, George Marchiș și mulți alții. Diversitatea culturală din România a fost și rămâne o resursă inestimabilă pentru dezvoltarea durabilă a colectivităților. Însă, cultura europeană nu există în sine, fiindcă ea există prin culturile naționale, care exprimă specificul fiecărui popor. Degradarea identității naționale trebuie oprită prin cultivarea culturii tradiționale, naționale, a credinței și a tradițiilor populare, fiind esențial să redescoperim elementele importante ale identității românești și a transmite lumii un mesaj pozitiv despre țara noastră și despre poporul român. În încheiere, dați-mi voie să urez tuturor celor care trudesc și creează în domeniul culturii la mulți ani, multă sănătate și putere de muncă. Mulțumesc!